Cel mai tare cadou pe care l-am primit a fost că nimeni nu mi-a oferit nimic gratuit în viață. Și aici nu mă refer la o cafea în oraș sau la o masă în oraș. Nu, aici mă refer la toate lucrurile pe care le-am obținut și toate lucrurile pe care le-am realizat în viața mea. Nimeni nu mi-a oferit nimic gratuit. Tot ceea ce am obținut a fost prin munca mea, prin aceste două mâini, acest creieraș și picioarele mele care m-au ajutat să muncesc pentru tot ceea ce am realizat în viață. Și sunt recunoscător și mega ultra bucuros pentru că nimeni nu mi-a oferit nimic gratuit în viață. Nu neg faptul că nu m-au ajutat anumite persoane în drumul meu, însă câștigul a fost de ambele părți. Să vă dau un exemplu scurt. Dacă ar fi venit cineva și mi-ar fi dat cheile de la o sală nouă și ar fi zis: Flavius, ia-o, folosește-o cum vrei tu, fă ceea ce vrei tu cu ea, probabil aș fi fost fericit la început. Însă, în timp, cu siguranță nu m-aș fi simțit la fel de împlinit cum mă simt acum, când mi-am deschis singur propria Academie de Kickbox, unde am muncit, am depus efort și depun efort urmare în fiecare zi pentru a o menține, pentru a o întreține și pentru a o crește, da? Fiind a mea, fiind cunoscând tot ce se află în interiorul sălii și cum am făcut rost de toate lucrurile pe care le-am obținut, nu a fost deloc ușor și a trebuit să fac totul într-un timp foarte scurt. De azi zic că mă bucur și sunt extrem de recunoscător că nimeni nu mi-a oferit nimic gratuit în viață și că a trebuit să muncesc pentru tot ceea ce am realizat până acum. Și în acest video o să explic două motive pentru care sunt recunoscător că nu mi-a oferit nimeni nimic gratuit în viață. Mai avem un pic și vine Crăciunul și ne așteptăm să primim cadouri, nu? Te aștepți să primești un cadou care să-ți placă, să te încânte. Însă, ai pățit că de multe ori când primești un cadou de la cineva, să nu fii atât de încântat că l-ai primit, să fii un pic dezamăgit de ceea ce ai primit, pentru că nu era exact ceea ce ți-ai dorit. Știu lucrul acesta pentru că am pățit-o și eu de multe ori, de aceea, acum, persoanelor dragi, le spun cam ce mi-aș dori de Crăciun să primesc sau de ziua mea, ca să nu fiu dezamăgit. Ei bine, dezamăgirea apare atunci când tu te aștepți să primești ceva și nu primești acel lucru. Dar când renunți să mai aștepți lucruri de la alte persoane, să primești lucruri de la alte persoane, nu vei mai fi dezamăgit. Asta nu înseamnă să nu te îmbucuri de lucrurile pe care le primești, pentru că și eu mă bucur de tot ceea ce primesc de la fiecare persoană. Însă, nu mă mai aștept de la nimeni nimic. Și chestia asta o fac de câțiva ani încoace. Nu mai aștept de la nimeni nimic gratuit. Tot ceea ce eu îmi doresc să obțin, să creez, să fac, știu că trebuie să muncesc. Dacă îmi doresc un lucru și vreau să-l obțin lucrul acela și mă costă ceva bani, îl cumpăr. Nu mai aștept să-l primesc de la cineva și așa mai departe. Dacă e un lucru pe care eu vreau să-l fac și doresc să-l fac, îl fac. Nu mai aștept pe cineva să mă împingă să fac lucrul acela. Deci este foarte important ca așteptările noastre să coboare cât mai jos. Așteptările noastre de la celelalte persoane, de la evenimente, de la lucruri, să fie cât mai jos. Pentru că cu cât ai așteptările foarte mari, atât vor fi și dezamăgirile dacă nu obții lucrul acela. Nu zic să nu avem dorințe mari, să nu ai vise, obiective. Este super ok, dar trebuie să avem strategii de a obține lucrurile alea și să renunțăm la cât mai mult la așteptări. Da? De când mi-am coborât așteptările foarte jos de la oameni, de la persoane, automat am fost tot mai fericit și lucrul acesta mă bucură tot mai mult, pentru că nu mă aștept, dau un exemplu, de la copiii mei de la sală să rămână tot timpul la mine. Nu! Vor avea momente când vor dori să încerce alte lucruri și îi înțeleg, pentru că nu trebuie să rămână lipiți de mine. Fiecare om este liber să facă ceea ce își dorește, când dorește și ceea ce vrea să facă. Nu ceea ce îi spun eu să facă și când să o facă. Nu, fiecare este liber să facă ceea ce vrea. De aceea, cel mai important lucru este să nu-ți mai creezi așteptări de la alte persoane. Lucrul acesta l-am învățat pe propria piele și m-a ajutat enorm de mult atunci când mi-am coborât așteptările și de la mine, da? Adică în anumite lucruri nu mă aștept să reușesc atât de mult, dar atunci când nu mă aștept să fac lucrurile alea, de fapt le fac mult mai bine. Ceva contradictoriu, dar cu siguranță înțelegi ideea. De aceea, și acum, de sărbători, nu te aștepta să primești nu știu ce cadou de la XYZ. Nu, bucură-te dacă primești un cadou, indiferent de ce o fi el, că o fi o pereche de șosete sau o fi o căciulă, indiferent de ce, bucură-te că persoana aia s-a gândit la tine. Lucrul acesta îl fac și eu. Indiferent că primesc un brelog, mă bucur că persoana aceea s-a gândit la mine. V-am zis, dacă eu vreau să-mi cumpăr un lucru, îmi cumpăr un telefon sau să-mi cumpăr o haină, ceva, mă duc și mi-l cumpăr singur, nu mai aștept de la nimeni nimic. Și când te ridici și lupți pentru ceea ce tu îți dorești, pentru ceea ce tu vrei să obții, automat vei fi mult mai fericit, mult mai bucuros și mult mai împlinit. Pentru că știi că ai făcut-o din propriile forțe
și puteri. Al doilea motiv este că vei fi mult mai hotărât și determinat să obții lucrurile pe care tu ți le dorești atunci când nu te mai aștepți de la nimeni nimic. Când nu mai aștepți de la nimeni nimica și știi că totul depinde de tine și de puterile tale, vei fi mult mai determinat și mai hotărât să muncești pentru ceea ce îți dorești. Și nu vreau să fiu un speaker motivațional să spun că poți să faci așa mai departe. Nu, deloc, căcat. Va fi greu, va fi dezamăgitor, va fi dureros, va fi dezastros și vei eșua de vreo 100.000 de ori până să obții lucrul pe care tu ți-l dorești. Însă, ceea ce pot să spun cu garantat este că va merita tot efortul pe care îl vei depune. Îți spun din propria piele, trofeele din spate reprezintă acest lucru. Tot ceea ce am obținut prin propriile puteri m-au făcut mult mai împlinit decât lucrurile pe care le-am primit de la alte persoane. Da, m-am bucurat de ele, dar nu la fel de mult ca și lucrurile pe care le-am luat din propriile puteri. De aceea spun că vei fi mult mai determinat, vei fi mult mai hotărât să muncești pentru ceea ce tu îți dorești atunci când știi că totul depinde de tine. Și îți spun chestia asta din propria experiență. Au trecut 11 ani de când practic kickbox, am trecut prin o grămadă de eșecuri, dezamăgiri, tot felul de experiențe pe care vreau să le împart cu tine și să te ajut în călătoria ta. Nu spun că nu vei eșua, nu vei avea dezamăgiri, dar trebuie să te ridici, să mai mergi încă un pas înainte și să te bucuri de fiecare moment, de fiecare lucru. Că este un eșec, că este o bucurie, să accepți și să mergi mai departe. Viața este o călătorie continuă, constantă și timpul trece. Dacă nu profiți de fiecare moment, dacă nu profiți de fiecare lucru, îl vei pierde și vei regreta. Durerea regretului este mult mai mare decât durerea disciplinei de a face lucru pe care tu ți-l dorești să-l faci, dar îl urăști să-l faci. Da? Disciplina e ceva de genul, îți dorești să faci un lucru, dar îl urăști să-l faci. Da? Îți dorești să, la un exemplu, să devii un campion în kickbox, în cazul meu, dar urăsc să mă duc la antrenament, urăsc să fac, să lupt, da? Urăsc fiecare minut de antrenament, cum zicea Muhammad Ali, dar vreau să trăiesc ca restul vieții ca un campion, da? Nu este ușor, de aceea vă zic că este greu, este dureros, dar merită fiecare efort. La finalul zilei te vei simți mult mai împlinit, mult mai fericit și mult mai bucuros că ai făcut-o, că ai mers un pas înainte, că ți-ai trăit ziua din plin, că nu ai niciun regret, că ai făcut ceea ce ți-ai propus și vei fi mult mai satisfăcut. Sper că acest mic discurs al meu te-a inspirat, te-a ajutat să-ți faci așa o idee despre ce am vrut să zic de la început. Cu nimeni nu mi-a oferit nimic gratuit și mă bucur foarte mult pentru că, după cum am zis din exemplu de la început, dacă mi-ar fi oferit cineva ceva gratuit, probabil n-aș fi fost la fel de fericit cum sunt acum când am obținut totul din propriile puteri. Dacă v-a plăcut acest video, uitați să dați un like, subscribe și mai departe. Până data viitoare, fie puternic, fie nefricat, samuraiule!